Copiii, adolescenții și chiar cei mai maturi dintre dâmbovițeni își pot petrece timpul liber într-un mod constructiv la Biblioteca Județeană Ion Heliade Rădulescu, participând la două noi activități pe care instituția le promovează. Una dintre acestea este reprezentată de Seara de Carte. Cele două servicii noi pe care le promovăm sunt Seara de Carte și Seara de Film. Referitor la Seara de Carte, propunerea a venit din partea organizatorului, domnișoara Roxana Eremie. Această seară de carte, această activitate se desfășoară și la Sibiu, și la Brașov, și la București, și la Cluj. Și... Seara de carte a avut loc de mai multe ori până acum, în cadrul evenimentului, formându-se un adevărat grup de prieteni. Deja avem semnale că este un eveniment bine receptat de către publicul iubitor de lectură. Întâlnirile, după cum probabil știți, au loc în fiecare de două ori pe lună, joia începând cu ora 18, punându-se în discuție o anumită carte care este recenzată de către un participant la activitatea respectivă, după care urmează discuțiile aferente pe marginea subiectului cărții. Cei care preferă să vizioneze un film în detrimentul lecturii pot participa la seara de film găzduită tot de Biblioteca Județeană. Propunerea a venit din partea studenților de la Facultatea de Litere și Jurnalism, studenților anului întâi. Și am înțeles împreună cu colegii mei să îi sprijinim în acest context, punându-le la dispoziție fondul de DVD-uri pe care îl are secția de artă a bibliotecii, deci nu se încalcă dreptul de copyright în acest sens, plus că difuzarea se face într-un cadru restrâns, în speță în sala de conferințe a bibliotecii. Seara de film nu reprezintă doar un mod de a vedea scurtmetraje alături de alți oameni ca la cinema. Scopul evenimentului este de a dezvolta abilitățile de comunicare, întrucât cei care participă la acesta pot discuta cu ceilalți pe marginea filmului văzut. Scopul nu este de a difuza neapărat filme, ci de a se pune în discuție filmul respectiv. Importante sunt discuțiile care au loc după vizionarea filmului. Filmele nu sunt doar artistice, ci și documentare. Și de asemenea gândim să organizăm, o lună, să zicem, a filmului englez, o lună a filmului francez, deci sub forma aceasta, film documentar pe anumite teme. Este un început timid, dar sperăm că în momentul în care evenimentul va fi cunoscut mai larg, deci atunci vom avea și un public mai larg.